veseliei mele și te voi lauda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Dumnezeule, și apără-mi cauza în fața unui popor necredincios. Scapă-mă de omul viclean și perfid. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Credincioși, suntem la a treia etapă din postul mare, timp de convertire, și în această duminică vom auzi Evanghelia cu Samariteana care merge să scoată apă din fântână. De fapt, pentru Iisus este un pretext pentru a intra în vorbă cu această femeie, pentru că în cele din urmă are loc o adevărată convertire. Și pentru noi, timpul postului mare este timpul convertirii și această duminică ne invită tocmai să luăm în serios convertirea pe care trebuie să o realizăm în vederea sărbătorii Paștelui. Astăzi se împlinesc 40 de ani de când episcopul Petru Breșca a fost chemat la cele veșnice. A condus dieceza în timpuri foarte grele, timp de 26 de ani. În 1951 până în 1977, chiar în ziua în care se pregătea să meargă la seminar pentru a sărbători hramul împreună cu seminariștii, s-a simțit rău și în acea zi Domnul l-a chemat din această viață. La sfârșitul Sfintei Liturghii ne vom ruga în mod special pentru odihna sufletului acestui păstor al diecezii noastre. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Christe eleison.
bunătatea și îndurarea. Tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea și pomana vindecă rănile pricinuite de păcate. Privește cu bunăvoință spre noi cei care apăsați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu cu îndurarea Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, poporul însetat de apă murmura împotriva lui Moise și zicea: De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete? Pe mine, pe fiii mei și turmele mele? Moise a strigat către Domnul zicând: Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și mă vor bate cu pietre. Domnul i-a zis lui Moise: Treci înaintea poporului și ia cu tine câțiva dintre bătrânii lui Israel. Ia în mână și toiagul cu care ai lovit râul și mergi. Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb. Tu vei lovi stânca și va ieși din ea apă și poporul va bea. Moise a făcut așa în văzul bătrânilor lui Israel. El a dat locului numele de Masa și Meriba, din cauza certei fiilor lui Israel. Și pentru că l-au pus la încercare pe Domnul zicând: Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Cuvântul Domnului. O, de ați asculta astăzi din glasul Domnului. Împietriți inimile voastre. O, de ați asculta astăzi glasul Domnului. Nu vă împietriți inimile voastre. Veniți să cântăm cu veselie. Strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalm să le preamărim. Este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, turma pe care mâna Lui o călăsește. O, de ați ascultat astăzi glasul Lui. Nu vă împietriți inimile ca la Meribă, ca în ziua de la masă în pustiu. Acolo m-au ispitit părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. Thank you.
scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, justificați prin credință, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am obținut în credință posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Iar speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar, aproape de ținutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Iisus a așezat la fântână. Era pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Iisus i-a spus, dă-mi să beau. Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Așadar, femeia samariteană i-a zis, cum, tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană? De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a spus, Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă. De unde, deci, ai apă vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna și au băut din ea el, fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și i-a zis, oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, dar cine va bea din apa pe care o voi da eu nu va înseta niciodată și apa pe care o voi da eu va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică. I-a zis femeia, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin aici să o scot. Doamne, văd că Tu ești profet. Părinții noștri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să-L adore.
Iisus i-a spus femeii: Femeie, crede-mă că a venit ceasul când îl veți adora pe Tatăl, nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi adorăm ceea ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Însă vine ceasul, și acum este, când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr, cât și Tatăl astfel de adoratori își caută. Dumnezeu este duh și cei care îl adoră în duh și adevăr trebuie să-l adore. Femeia i-a zis: Știu că vine Mesia, care este numit Hristos. Când va veni, El ne va învăța toate. Iisus i-a zis: Eu sunt cel care îți vorbesc. Mulți dintre samaritenii cetății aceleia au crezut în El pentru cuvântul femeii care a mărturisit: Mi-a spus tot ce am făcut. Așadar, când au venit la El, samaritenii au cerut să rămână la ei, iar El a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mult s-au crezut pentru cuvântul Lui. Îi spuneau femeii: Nu mai credem pentru cuvântul Tău, căci noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, știm cu toții cât de importantă este apa. Acolo unde este apă, este și viață. Acolo unde lipsește apa, am putea spune că dispare și viața. Ne gândim la țările care se află în Africa, în pustiu, care duc lipsă de apă, unde nu există vegetație, unde oamenii cu mare greutate își pot procura apa și astfel supraviețuiesc. Sigur că liturgia cuvântului din această duminică, prima lectură și Evanghelia ne vorbesc parcă expres despre apă și, într-adevăr, prima lectură ne vorbește de condiția poporului evreu atunci când era în ieșirea din Egipt, duceau lipsă de apă, erau pe punctul de a muri și de aceea îl ceartă pe Moise că a scos acest popor ca să moară de sete. Și Dumnezeu realizează minunea și astfel acest popor supraviețuiește și continuă drumul. Evanghelia vorbește și parcă este un pretext de a aborda tema apei, pentru că, de fapt, Evanghelia vrea să ne ducă mai în profunzime și să considerăm o apă specială de care avem nevoie. Timpul postului mare, spuneam la începutul Sfintei Liturghii, este timpul convertirii. În Antichitatea creștină, în timpul postului, era timpul de pregătire al catecumenilor, al celor care se pregăteau să primească botezul în noaptea de Paști. Era un drum anevoios, un drum de pregătire și penitențială, dar în noaptea de Paști erau botezați cu apă, apa care le dădea germenul vieții veșnice. Și pentru noi putem să ne gândim că pregătirea noastră pentru sărbătoarea Paștelui și mai ales pentru noaptea de Paști, când se va sfinți apa și cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru, ba mai mult vom face și reînnoirea făgăduinților de la botez, va fi o invitație să ne amintim de ziua în care am fost și noi renăscuți la adevărata viață a lui Dumnezeu, dar în fiecare an suntem chemați să facem conștient acest pas și de aceea drumul acesta de convertire, de întoarcere, de redescoperire a adevăratei ape cu care noi trebuie să ne întreținem viața noastră spirituală. Există, într-adevăr, o sete pe plan fizic.
atunci când noi consumăm apa și avem nevoie de apă. Dar există și o sete spirituală la care ne conduce Evanghelia de astăzi. Iisus povestește la o fântână, prezentat fiind ca un călător care este epuizat de drum, dar și de căldură, și vrea să-și potolească setea. La o fântână la care ajunge și o femeie samariteană, pentru care era de fapt un ritual zilnic, venea să scoată apă din această fântână. Și de aici pornește acea discuție dintre Iisus și femeia samariteană, care lasă parcă deoparte planul fizic al setei, al apei necesare pentru viața fizică, pentru a trece pe planul băuturii spirituale, a apei care țâșnește și oferă viața veșnică. Iisus mai face un pas și este important acest amănunt din Evanghelia de astăzi. Este menționată această realitate că între evrei și samaritean era o dușmănie și nu-și putea închipui cineva să vorbească un evreu cu un samaritean, cu atât mai mult, așa cum era și în timpul lui Iisus. Nu era permis unui bărbat să intre în discuție cu o femeie necunoscută, dar Iisus trece peste orice barieră, trece peste această barieră de naționalitate și vorbește cu o femeie samariteană, trece și peste tradițiile care existau și vorbește ca un adevărat bărbat cu o femeie, parcă aici verificându-se din nou semnul de contradicție despre care vorbea bătrânul Simeon în templu, că a venit să fie un semn de contradicție. Și într-adevăr, atunci când ajung apostolii la fântână, se mirau cum de Iisus vorbește cu o femeie, dar, spune Evanghelia, nu îndrăzneau să-L întrebe nimic altceva. Acestea sunt parcă elementele de scenariu, dar Iisus intră într-o conversație care o convertește pe femeie și de aici vreau să mă opresc asupra acestui amănunt, acestui element atât de necesar pentru noi în timpul postului mare. Cu siguranță fiecare dintre noi avem amintiri din viață. Ne-am întâlnit poate cu mii de persoane. Ne-am întâlnit cu mii de persoane și nu mai ținem minte numai decât fizionomia lor, dar poate despre unele persoane ne amintim că ne-au lăsat o amintire vie sau o urmă în viața noastră, care este și continuă să fie pentru noi ca un punct de reper. Am putea spune că tot la fel a fost acea întâlnire dintre Iisus și femeia samariteană, o întâlnire care nu a fost programată, nu a fost căutată, nu a fost fixată ziua sau ora, dar din întâmplare a avut loc această întâlnire care în final a produs o schimbare în viața acestei femei. Spun că și noi avem aceste întâlniri sau am avut și vrând nevrând poate trebuie să ne amintim că de multe ori suntem datori unor momente și unor persoane, poate nu mai avem prezente chipurile și fizionomiile lor, dar amprenta aceea care ne-a rămas în sufletul nostru. Este nevoie și este frumos atunci că trebuie să ne gândim de multe ori să putem realiza o asemenea întâlnire, mai ales cu Iisus. Nu programăm, nu fixăm ore, dar Iisus ne caută sau poate ne întâlnim din întâmplare și atunci este momentul în care vrea să intre în sufletul nostru. Am citit undeva că există o replică într-un film care se încheie cam cu aceste cuvinte. Un oarecare spunea: am auzit că Iisus este aici prin apropiere și mă caută. Tu L-ai întâlnit? Se adresează interlocutorului. Iisus este pe undeva aici aproape. Ne caută pe fiecare. L-am întâlnit? Am venit la biserică, de fapt, să-L întâlnim pe Iisus, pentru că El ne asigură că este în mijlocul nostru, unde doi sau trei se adună în numele Său, este și El prezent. Și cu siguranță
ne-a vorbit, am auzit cuvântul Său, luăm parte la jertfa euharistică, deci credem că este aici în mijlocul nostru și ne caută. Vrea să ne vorbească, vrea să intre în discuție cu fiecare dintre noi. Poate am venit aici la biserică astăzi să cerem nu știu ce lucru pe planul material, pe planul preocupărilor noastre familiare sau profesionale. Dar Iisus, sigur că abordează și această problemă, dar vrea să intre în viața noastră pentru a ne spune că există mult mai multe lucruri importante pe planul sufletului nostru, pe planul nostru al trăirii credinței, al botezului nostru, al trăirii acestui post mare. Și atât de în această discuție cu femeia samariteană putem să deducem câteva aspecte fundamentale care ne ajută, sau sper să ne ajute, pentru a trăi cât mai mult în profunzime acest post mare. De remarcat că Iisus, întâlnind această femeie, care era de fapt o femeie păcătoasă, nu reproșează, nu țipă la ea, nu o alungă, nu o umilește, ci vorbește și, am putea spune, respectându-i demnitatea. Deși recunoaște și cunoaște deja tragedia în care trăiește această femeie, avea trăise cu 5 bărbați și, spune Evanghelia, era cu al 6-lea bărbat, deci o femeie publică, păcătoasă, Iisus nu o ocărăște, nu o disprețuiește. Aici, această cifră 6 poate să fie și un simbolism în limbajul biblic, cifra 6 este cifra imperfecțiunii, pe când cifra 7 este cifra perfecțiunii. Și Iisus, femeia întâlnește al 7-lea bărbat, care este Iisus Dumnezeu, care pare să aducă ordine în viața ei. Un autor spunea că această femeie era femeia celor 6 iubiri și după cele 6 iubiri trăia tot în pustiul iubirii, adică fără iubire, fără să fie înțeleasă, fără să fie tratată așa cum se cuvine ca o persoană. Și atât Iisus este cel care, de la discursul cu apa pe care vrea să o bea din fântână, uită de apă. Și femeia la fel uită de ulciorul cu care a venit să scoată apa și se lasă provocată de acest discurs cu apa vieții veșnice, din care dacă va bea cineva, nu va înseta niciodată, cum spune Iisus. Și femeia instinctiv cere Iisus atunci, Doamne, dă-mi această apă ca să nu însetez niciodată. Femeia simțea ceva în sufletul ei că nu este în ordine și de aceea, uitând de cele materiale, de apa materială, dorește această apă care să o liniștească. Și o liniștește până la sfârșit, pentru că atunci când află că Iisus este de fapt Mesia, lasă totul baltă lângă fântână și merge în sat la sătenii ei pentru a spune că l-a întâlnit pe Mesia. Și vin și sătenii ca să-l vadă și să-l întâlnească și constată într-adevăr și cred, nu pentru cuvintele spuse de acea femeie, dar pentru că l-au văzut pe Iisus ca un adevărat profet. Iată, în această scenă avem 3 puncte pe care vreau să le punctez, tocmai pentru a înțelege că Evanghelia de astăzi și textele în general ni se adresează nouă. Întâlnirea dintre Iisus și femeia samariteană ne învață cel puțin 3 lucruri. Ceea ce este important nu este trecutul nostru, dar ceea ce putem face acum, sub acțiunea Harului Său. Nu importă ceea ce am făcut în trecut, important este să devenim o creatură nouă. Spuneam de femeia păcătoasă, de acea femeie de la fântâna lui Iacob, avea un trecut destul de trist. Iisus nu o disprețuiește, dar ceea ce vrea Iisus este să facă o creatură nouă. Și a făcut din acea femeie o creatură nouă, pentru că din acel moment a crezut și s-a convertit cu adevărat. În al doilea rând, nu putem amâna convertirea noastră. Când înțelegem și realizăm această întâlnire cu Iisus, care ne poate
întâlni în orice moment și în orice loc și în orice ceas. Nu putem să ne prefacem că nu l-am întâlnit sau nu i-am auzit glasul. Și mai ales acest glas care răsună în postul mare, dacă veți auzi glasul Domnului, nu vă împetriți inimile voastre, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm. Este inutil să amânăm mâine, poimâine, lăsăm pe ultima săptămână înainte de Paști ca să facem spovada și poate atunci, venind la biserică, văzând că este o coadă mai lungă la confesional, parcă ne bucurăm că nu am prins rândul și amânăm poate pentru altă dată. Această scenă care a provocat schimbarea imediată a femeii în Evanghelia de astăzi este pentru noi invitație să nu amânăm în viața noastră cu schimbarea, să nu amânăm punerea în practică a Cuvântului lui Hristos. Astăzi, nu mâine, nu poimâine, ci astăzi este momentul potrivit și momentul în care Iisus ne invită ca să părăsim tot ceea ce este dezordonat și pentru a primi din această apă vie din care țâșnește viața veșnică. Nu putem spune, mă voi schimba mâine. Voința de a ne schimba trebuie întărită și susținută de rugăciune pentru ca, într-adevăr, să realizăm adevărata noastră schimbare și ca să putem merge și noi să spunem altora, l-am întâlnit pe Mesia, l-am întâlnit pe Cel pe care noi îl așteptăm. În al treilea rând, Biserica, ca și Hristos, nu condamnă pe nimeni, nu judecă pe nimeni, dar are o singură soluție și un singur cuvânt, dezlegarea de la scaunul de spovadă. De câte ori, poate, spovedindu-ne, auzind cuvântul domol al preotului, care ne îndeamnă să părăsim păcatul, auzim la un moment dat, iar eu te dezleg de păcatele tale și parcă putem răsufla ușurați. Nu am fost condamnați, nu am fost alungați, nu a țipat nimeni la noi, nu ne-a ocărât. Biserica, ca și Hristos, Hristos a vorbit frumos cu acea femeie de la fântâna lui Iacob și la fel biserica este chemată și are datoria ei de a fi într-adevăr o tribună de unde să rostească acest cuvânt al milostivirii lui Dumnezeu. Samariteanca este judecată de săteni drept păcătoasă de toți, dar este iertată de Hristos. Și acest gest ne amintește de un cuvânt al fericitului Papa Paul al VI-lea, care spunea, omul poate deveni bun chiar dacă este corupt și este rău. Niciun caz de răutate umană nu poate să facă pe om să dispere, pentru că la școala Evangheliei și cu terapia Harului se pot realiza adevărate minuni. În finalul Evangheliei avem o exclamație când spune Iisus femeii samaritence, dacă tu ai cunoaște darul lui Dumnezeu, poate tu ai cere atunci, dă-mi să beau. Acest cuvânt îl adresez și dumneavoastră, dacă ați cunoaște darul lui Dumnezeu, i-aș cere în fiecare zi, Doamne, dă-mi să beau din această apă, dăm să beau din această apă ca să nu însetez niciodată. Și avem această apă, ne amintește Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către romani din lectura a doua, avem, putea spune, o fântână destul de bine alimentată, atunci când Apostolul ne spune că în Domnul nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu au fost revărsate în inimile noastre. Și pe când eram încă neputincioși, Hristos, murind pe cruce la timpul potrivit pentru cei nelegiuiți, ne-a redat această apă din care noi ne alimentăm viața noastră și pe care noi trebuie să, de care să avem grijă. Este o apă bogată, primită în ziua botezului nostru și ne pregătim atunci și în acest an pentru a folosi aceeași apă
pentru a ne aminti că apa botezului este absolut necesară să fie mereu proaspătă ca să aducă acest har al reînnoirii permanente și pentru a ne face să fim cu adevărat ucenicii lui Iisus. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului. Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume spre a împărtăși tuturor oamenilor viața sa dumnezească. Să-L rugăm cu încredere pentru noi și pentru toți frații noștri. Doamne Iisuse Hristoase, izvorul vieții și al sfințeniei, dispune ca puterea dătătoare de viața bisericii tale să aducă roade bogate în sufletele oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește toate popoarele la apa Sfântului Botez. Te rugăm, ascultă-ne! Însănătoșește relațiile dintre oameni și popoare prin revărsarea bogată a Duhului Tău Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe cercetători să-și pună descoperirile în slujba vieții. Te rugăm, ascultă-ne! În suflele părinților și educatorilor, respect și dragoste față de viața trupească și sufletească a copiilor. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le credincioșilor oposați viața cea veșnică în împărăția cerească. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, ascultă rugăciunile pe care Tu însuți le inspiri bisericii Tale și împlinește-le cu bunătate prin Hristos, Domnul nostru. Magnificat, magnificat.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Împăcat fiind prin această jertfă, te rugăm, Doamne, să ne dai harul, ca după cum îți cerem să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El cerând de la samariteană apă spre aș potolii setea, i-a revărsat în suflet darul credinței și era atât de dornic de a trezi în inima ei credința, încât a aprins întrânsa focul iubirii dumnezeiești. De aceea și noi îți aducem mulțumire și vestind lucrările tale minunate, cântăm împreună cu îngerii. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Deus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Спасаться чадышника. Агнус Деи, кви толлис пеката мунди. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Hristos, mărească-mă de viață cea veșnică. Thank you.
Sanctus perforatum, fluxit aquae et sanguine. Esto nobis pregustatum, mortis in examine. O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu Filii Mariae. Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai dat cheză și a misterului ceresc și ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus, Te rugăm cu milință ca ceea ce s-a săvârșit acum în noi în mod tainic să se împlinească și în faptele noastre prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povăsuiește-mă și ocrânește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Mâine, 20 martie, avem sărbătoarea de poruncă Sfântul Iosif, soțul Sfintei Fecioare Maria. Programul Sfintelor Liturghii aici, în Catedrala noastră, va fi ca în zi de duminică. 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Liturghia de seară va fi prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel. Sărbătoarea a fost transferată pe mâine, pentru că duminica are precedență în fața altei sărbători. Vineri 24 martie, în Catedrala noastră, va avea loc Calea Sfintei Cruci pentru preoți. Rugăciunea va fi condusă de ierarhii noștri. Sâmbătă 25 martie, începând cu ora 14, are loc în orașul nostru Marșul pentru Viață.
Tema din acest an este Ajută mama și copilul, ei depind de tine. Vă invităm să vă alăturați acestei inițiative de apărare a vieții. Tot sâmbătă, la ora 18, în cimitirul Bunavestire, se celebrează Hramul Capelei. Începând cu ora 16:30, trei preoți vor fi în cimitir pentru rugăciuni la mormintele reposaților. La inițiativa Papei Francisc, episcopul nostru a stabilit ca duminica viitoare să se celebreze Duminica Bibliei. La ora 11 va avea loc o celebrare pontificală pentru a marca acest eveniment inedit în Biserica Catolică. Luni, săptămâna următoare, 27 martie, va începe în parohia noastră Săptămâna Familiei. Este o inițiativă a Oficiului pentru Pastorația Familiei. În fiecare seară, în acea săptămână, vor fi predici speciale pentru familie. La ieșirea din catedrală, Centrul de Plasament Caritas vă invită să faceți o achiziție prin care sprijiniți această fundație. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Ai urmă la stăpire, toatea și morții ne-ai spus, și ai prins ție șarmul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposatului episcop Petru, pentru că a răscumpărat din moarte, iertat de păcate, împăcat cu Tatăl și purtat pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și mâine voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și mâine îl voi vedea pe Doamne, îndură-te de el. Hristoase, îndură-te de el. Tatăl nostru, Father, Son, and Holy Spirit, pray in the name of Jesus.
noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Invocăm cu stăruință, Doamne, mila Ta pentru slujitorul Tău, Episcop Petru, care a lucrat cu stăruință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-i o lui Doamne. Să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi. Și să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.